Stați-vă să se lase spre simțire. Și se lasă spre toate umplând repaul. Doi călători cu pașul nemestit se îndreptau pe gale spre Emaus. Erau doi ucenici al lui Iisus, mâhnița mare ca în ceasul de răspunce, căci învățătorul lor fusese dus și țântuit de cruce. La urmă, de colina cea de jar, vedea Ierusalim în strălucire. La el, privind o tată cu amar, rostise Domnul tristă prorocie. Ierusalim, tu cel ce mereu pe cei ce-i trimiți îi scaldă în sânge, de câte ori am vrut, sub scutul meu să te adun, cum cloșca puii își strânge. Nu te uita la marele zidiri, morman de pietre, toate se vor face, cât sub altarul stingelor jertfii, atâta sânge părăștină zace. Și acum, nu s-a împlinit cuvântul scris, n-a fost vărsat un sânge fără vine, când toată ceruse pe Iisus să-L răstignească de turbare plină. N-a pus sângele din El, că l-au străpuns și că l-au pus pe cruce. El stătea acolo ca un miel și fără geamă, sub puțin se duce. Cerând iertare pentru tot ce e rău, cu ochii implorând cerea scăzare. El se stângea în chinuri pentru ei săi, plângând pentru împietrirea lor ce mare. Așa vorbeau cei doi mergând pe drum, împăvărați de grijă, supărare, când vedeți un străin acum mergea cu ei alături de cărare. Ce spuneți voi? Vorbiți despre vreo profet. Cei doi îl sântuieră cu mirare. N-ai auzit de cel din Nazaret? Și nu știi de puterea unui ce uimitoare. Nu știi că preoții însemnați l-au dus la marginea cetății să-l omoare. Trei zile sunt de când a fost răpus. Tu ești străin de naiva, cum moare? Noi credeam că El este cel păgătuit de scriile sfinte, că îl va izbăvi de Israel și îl va face iar ca mai înainte. Dar El e mort, deși e adevărat. Niște femei ne-au spus cu tulburare. Mormântul e gol, Iisus a înviat și îngeri vechează la intrare. Și am fost și noi, era precum ne-au spus. Mormântul gol, dar îngeri nicăieri. Dacă învia, de unde s-o fi dus? Și cum putem să crede în El? O, oameni plătinați în sus și în jos, când trebuie să crede cele scrise, nu trebuia să supere Hristos, precum mai dinainte vă vestise. Străinul le vorbea despre Hristos, Scriptura tălbuindu-o cu migomă, și totul era simplu și luminos și se tupise orice îndoială. Și în suflet se întoarce încet, încet, cerească pace ce-o deodată, urmându-o pe Hristos din Nazaret și ascultând vestirea minunată. Credeau că învia Iisus din morți, că învins și neînvinsa moarte și că deschisă cerurilor porți spre slavă veșnică pe zei să-i poarte. Dar ochii lor aveau un văl acum. Al multor frământări ce le apăsase și în străinul acela de pe drum, ei n-au văzut că Domnul se arătase. Dar când la masă, sara era frânt, ca altă dată pâine dintr-o dată, i-a văzut fiorul acela sfânt, prezența lui ce binecuvântate. Tu ești Iisus, ești Domnul, au gemut ei plecându-se în umila adorare. Dar el plecase cum a părut
lăsându-i remușcări amare. Să mergi cu el alături pe drum. Scriptură s-o știți din afară. Pe alții la credință se îndru, se îndur pe goană, lupte și ocare. Dar să nu știi pe cel în care-i crezi. Să nu-i cunoști apropiere. Fiorul ca un susur te ledez, când vine el să-ți mângâie durerea. Atunci n-ai bucurie lui de plin, nici siguranța mântuirei tale. Tu nu știi ceasul, glasul, când te mustră timp, oricând alină lacrima de jale. Dar ce e decât toate mai amare? E că în ziua revenirii sale nu vei urca în alderuinții ca să-i cânți în cor cu sfinții osanane. Îți va părea atunci atât de rău, cum n-ai simțit în viață niciodată, că n-ai intrat cu Domnul tău în camera de muntă, mult de sate. Dă-ți la framă de te uite acum. E Dumnezeu alături, ia aminte. De ani călătoriești El pe drum, cunoaște-L de acum înainte. Ca Domnul nostru, când vei sta în fața sa, înfiorat de strălucirea toată, să te prezinte Tatălui așa, eu îl cunosc, eu primește-o, Tată. Amin. Amin.